Ну, это хорошая акция. Почему? Потому что много драгоценных и черного металла. И это все-таки, чем производить, лучше его переработать и пустить на нужды бытовой техники, новой бытовой техники. Я сдаю, но, во-первых, мешает два телевизора и тещи стиральную машину, да, тоже мешает. La multă lume se află așa obiecte care ele nu trebuie. Dar ca special să luăm transportul electric nu ne convine. Dar ca să vii cu transportul neastră ar fi minunat. Salut acest proiect, această inițiativă foarte importantă care a venit prin contact. Este o inițiativă foarte bună, progresistă și noi cunoaștem că în raionul Capul și în multele instituții care le avem noi sunt foarte multe aceste deșeuri care, pe de o parte, ele sunt foarte nocive. De aceea, prin acest proiect vor fi date spre utilizare, vor fi folosite poate la altele scopuri, reutilizate și vom putea să zicem să aducem un beneficiu situației ecologiei și de ecologie și însăși mediul în care noi trăim cu toții să fie mai ambiant și mai sănătos. Este a doua zi a campaniei de debarasare, acele caravane de debarasare a deșeurilor de electrice și electronice care sunt organizate în toate localitățile practic din raionul Cahul care au dat curs invitații. Au fost preluate și lămpile, celelalte echipamente de deșeuri electrice și electronice. Putem spune că am avut un succes mare ceea ce ține de mobilizarea populației, a cadrelor manageriale din partea școlilor și chiar am avut și o lecție deschisă în cadrul liceului Mihai Eminescu. Doua zi a campaniei de informare a populației și de debarasare de echipamentele electrice și electronice care se organizează în raionul Cahul. Foarte mulți cetățeni se apropie aici în centrul orașului și întreabă despre ce este vorba, ce se organizează, pentru ce. Deci noi folosim această ocazie ca să le explicăm că, de fapt, aceste deșeuri sunt periculoase și ele trebuie transmise companiilor care pot să le reutilizeze sau pot să se debaraseze de astfel de tipuri de echipamente care conțin substanțe toxice. În afară de aceasta, sunt mulți cetățeni care merg acasă și vin cu anumite obiecte de uz casnic care au fost folosite și care le țin undeva în depozite. În raionul Cahul s-a făcut un sondaj de opinii vis-a-vis de interesul, disponibilitatea instituțiilor publice de a face aceste donații sau să zicem de a se debarasa de aceste echipamente și am făcut un calcul preliminar vis-a-vis de cantitatea de deșeuri colectate, care urmează a fi colectate. Și noi deja am depășit cantitatea estimată conform sondajului nostru.